Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Portrete. Sunt Bianca Ionescu și alături de invitatul meu permanent, Laszlo Borno, vom încerca și astăzi să scoatem la iveală un portret din Biblie. Sunteți curioși? Vreți să aflați despre cine vorbim astăzi? Nu mai așteptăm, nu mai ne lălăim cu discuții. Vreau direct să trecem la subiect, Barni, pentru că timpul este destul de limitat și vreau să știu despre cine vom vorbi astăzi. Astăzi vom vorbi despre David într-o circumstanță extrem de cunoscută. Și anume, se afla pe câmpul de bătălie, David, Goliat, cele două personaje sunt foarte cunoscute, situația este cunoscută și în acest context vom mai adăuga alte două personaje. Cred că nu este nici măcar o persoană care să nu fie auzit vreodată despre lupta între David și Goliat. Vom atinge un pic și aspectul acesta din povestea lui? Absolut. Ok, dar să începem cu începutul. Ce căuta David pe câmpul de luptă? Nu avea altă treabă acasă? Da. Înainte ca să răspund la această întrebare, vreau să-ți spun puțin cine este David, ca apoi să ajungem la câmpul de luptă. David este cel de al optulea fiu, sau dacă vrei să spunem cu alte cuvinte, este cel mai mic din familie. Avea 7 frați și el era cel mai mic. Ne amintim lucrul acesta și descoperim acest aspect și această informație în momentul când Samuel este trimis de Dumnezeu să-l ungă pe David ca împărat sau să ungă un împărat, nu știa încă pe cine. Uh-huh. Și toți cei 7 fii al lui Isai trec prin fața prorocului și Domnul i-a spus în dreptul fiecăruia, nu este acesta, chit că prorocul îi plăcea. În ce fel i-a spus Dumnezeu? I-a spus... Prin gând, într-un l-a conștientizat. Nu știm exact care a fost experiența lui Samuel în dreptul acelei ocazii. Dar Dumnezeu se pare că i-a spus clar astfel încât Samuel știa exact. Și Samuel l-a mai întrebat, mai ai pe cineva? Da, mai am încă unul, care este plecat. Cu treabă. Uh-huh. Pentru că m-a întrebat, nu avea altă treabă? Da, era cu treabă David. Apoi vreau să reamintesc ție și telespectatorilor, noi am vorbit la un moment dat despre Naomi Ruth. Și Ruth Moabita a fost integrată în Israel și a devenit o mamă în Israel și a devenit străbunica marelui împărat David. Chiar David, așa am despre care la prima noastră emisiune, da, la Portrete. David despre care noi vorbim acum. Ca și portret fizionomie, Goliat în această circumstanță ne spune despre David că este un copil frumos cu păr bălai. Da? Mi-l imaginez. Acesta era David, aceasta era familia din care venea David și acum ce căuta David pe câmpul de bătălie? Este foarte interesant că David a plecat acolo exact cum a plecat și Iosif la frații lui, adică a fost trimis de tatăl său. Și tatăl său i-a spus lui David următoarele: du-te, du mâncare fraților tăi și adu-mi informații temeinice, vești temeinice, referitoare la luptă. Asta căuta David acolo. Nu s-a dus din propriul interes, ci a fost trimis de tatăl său. Ok, mergând mai departe, descoperim un alt personaj în povestea noastră, Eliab. Cine era Eliab? Până ca David să se întâlnească față în față cu Goliat, se întâlnește cu Eliab și mai târziu se întâlnește cu Saul. Iar titlul emisiunii este Războaie la care nu te aștepți. Pentru că până să se întâlnească cu Goliat și să fie bine cunoscută luptă și înfrângerea lui Goliat, David a avut de înfruntat alte situații, cum ar fi situația cu Eliab. Eliab era fratele cel mare. Era întâiul născut. Și era fratele cu autoritate. David îl întâlnește pe câmpul de bătălie pentru că mai toți frații mai mari sau cei trei în principiu erau în armata lui Saul și în momentul când David a ajuns acolo, Eliab l-a întrebat următoarele: de ce ai venit aici? Îți citesc exact cum se zice. Da. Eliab, fratele lui cel mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Adică David vine și până l-a întâlnit pe Eliab, a vorbit cu oamenii pe acolo. Mai ales că Goliat se arăta.
Vom discuta despre acest lucru. Și David, ca orice om normal, până se întâlnește cu cine trebuia să se întâlnească, a întrebat. Mai trebuie să menționăm un lucru. Nu știa unde sunt frații lui. Vorbim despre oaste. Da. Despre soldați. Atunci s-a interesat de una, de alta, și de informații, pentru că taică-sa i-a zis să-mi aduci vești temenice, dar s-a interesat și unde sunt frații. În momentul când fratele lui l-a auzit, se pare că David avea un mod de a se manifesta mai așa, mai zgomotos, fratele lui l-a auzit și i-a spus următoarele: pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. Cu alte cuvinte, în loc să-l primească bine, l-a disprețuit. Pentru ce ai venit aici? Uh-huh. Și ajungem la cuvântul pe care tu l-ai deja l-a menționat, și anume l-a disprețuit. Un lucru foarte prezent și în viața noastră de zi cu zi. Întâlnim zilnic oameni care disprețuiesc alți oameni. Așa este. Cum putem defini cuvântul dispreț, Barney, și dăm câteva exemple? Disprețul este o formă fină de bajocură aruncată în fața omului. Putem spune cu un pic de ironie? Putem spune ironia aceea rea. Rea. Pentru că există ironie bună, constructivă, și se mai cheamă ironie fină sau ușor sarcasm. Dar când e sarcastic, ironic, în sensul acesta rău, disprețuiești. Omul care disprețuiește are tendința să exagereze, să spună lucrurile mult mai pompos decât ar fi ele cu adevărat? Da, așa este, și lucrul acesta îl putem vedea la Eliab. Modul în care el a vorbit cu David, da, a exagerat. Poate că te întrebi și ajungem la ce vreau să, ce m-ai întrebat de fapt. În momentul în care punem următoarea întrebare: de ce ne doare și de ce ne doboară disprețul? Pentru că dacă vorbim doar despre faptul că cineva ne ironizează sau este sarcastic cu noi, am putea spune, treci-mă cu vederea. Uh-huh. Dar disprețul doare, pentru că disprețul de cele mai multe ori vine din partea celor oameni la care nu te aștepți. Și vine din partea oamenilor care sunt cei mai apropiați ție. Uh-huh. De aceea, vedem dispreț din partea lui Eliab, unul din familia lui David, unul din cei mai apropiați. De aceea disprețul doare. Și disprețul, da, are două faze. Are exagerarea pe de o parte și chestia asta de a tot cunoaștere. Uh-huh. Și îți dau două exemple exact pe această situație. Eliab îi spune așa, exagerare: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Cel care te disprețuiește mereu o face în fața celorlalți. La această discuție, uh-huh, au participat și ceilalți. Da. Pentru că David vorbea cu ceilalți, Eliab a venit, l-a luat la rost pentru ce a venit de față cu aceștia, și de față cu aceștia spune acele puține oi. Exagerează și dramatizează. Da. Și duce problema la un nivel de simțăminte în care partea emotivă este atacată. Sunt puține oi. Nu vezi că suntem în vreme de război? Și vreme de război, mâncarea e puțină. Și tu vii să vezi aici ce se întâmplă în loc să stai acolo cu oile? Cu alte cuvinte, în ghilimele, am putea să mai adăugăm și următoarele cuvinte. Că de când te ocupi tu de acele oi, ele s-au împuținat. Da. Da? Exagerarea aceasta și dramatizarea situației la nivel emoțional. Și trebuie să recunoaștem că nu prea ai ce să răspunzi când cineva îți spune problema așa. Și dacă ne gândim în situația în care noi ne aflăm în 2017, oamenii se folosesc de tactica asta și disprețuiesc. Dar tu, ai putut tu să faci în situația în care și îți vine să te sfâșii pe tine, să te întrebi, da chiar mă, de ce am făcut treaba aceasta? Pe de cealaltă parte, există a doua tehnică de care îți povesteam. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Dacă cineva în asta public... Asta a fost ultima picătură. Da, dacă cineva în public îți spune, ești un prost. Sau, ești mândru. Sau, ești un egoist. Sau, ești rău.
sau ești rău, te blochezi. Pentru că nu sunt afirmații la care să răspunzi cu un argument logic, să te folosești. Bine, de logică. Depinde și de temperamentul fiecăruia. Absolut. Dar vorbim despre situații în care unii aruncă afirmații despre unii. La fel ești ca mândru. Niște bolovane. Păi și tu spui, păi nu sunt mândru. Ba da, ești mândru, că te cunosc eu. Și oferă și câteva exemple. Vorbim despre că te cunosc eu. Te cunosc. Păi stai un pic. Acești oameni care disprețuiesc, dintr-o dată devin cei mai buni psihologi, devin cei care îți cunosc sufletul cel mai bine, trec da. Peste orice și te disprețuiesc de față cu ceilalți, dramatizând, exagerând și în același timp spunând despre tine că ei te cunosc mai bine decât te cunoști tu. Ei bine, cum răspundem la dispreț? Vreau să citesc cum a răspuns David, pentru că el a fost în cazul nostru cel disprețuit. David a răspuns: ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? David nu i-a zis: păi, uite, eu nu sunt mândru, da, sunt puțin. Nu i-a dat explicații. Nu. Pentru că unui astfel de om nu trebuie să dai explicații, pentru că nu-l ajută cu nimic. Da. David doar i-a răspuns cu altă întrebare. Dar ce am făcut? Am vorbit cu oamenii aceștia. Am făcut altceva, am făcut ceva rău. Și apoi David spune așa: nu pot să vorbesc astfel? Mai este un lucru. David știa că aceste afirmații ale fratelui său sunt neîntemeiate, pentru că știa cine l-a trimis, și anume tatăl său, ca să aducă merinde și ca să aducă vești temelice înapoi acasă. Astfel că David, după ce l-a întrebat ce am făcut, doar am vorbit cu oamenii aceștia, s-a întors și a plecat. Iar când ești disprețuit, nu trebuie să stai la discuții. Explici și apoi pleci mai departe. Foarte interesant și un sfat foarte util pentru noi astăzi. Barney, știu că mi-ai pregătit o poveste care să ne ajute cumva să înțelegem mai multe. Există această situație în care disprețuim la prima vedere. Îl vezi pe cineva, vezi o persoană care este îmbrăcată într-un anumit fel sau se comportă într-un anumit fel și tu imediat te-ai pus o etichetă și l-ai disprețuit. Da, fără să te gândești de fapt. Vorbim despre un tânăr care a murit de febră tifoidă, anii 1800, la Princeton, Universitatea Princeton de pe atunci, care era înființată. Într-una din zile, doi oameni, mamă, tată, soție, se prezintă la secretara Universității Princeton și cer o audiență la director. Secretara le spune: aveți programare? Nu, nu avem programare. Vă rog să mai așteptați. Domnul director nu vă poate primi acum. Între timp, secretara s-a dus la director și le-a spus: uite, au venit doi. Și directorul îi spune așa: lasă puțin ușa întredeschisă ca să-i văd. I-a văzut oameni simpli, modești. Lasă-i să aștepte. Și au așteptat o oră, două, trei ore. După trei ore, directorul a venit și a vorbit cu ei, că vedea că oamenii nu mai pleacă. Cu ce vă putem ajuta? Știți, fiul nostru care învăța aici a murit de febră tifoidă și ne-am gândit dacă am putea construi în numele său o clădire anexă care să completeze universitatea dumneavoastră într-un domeniu anume. Care vreți dumneavoastră și unde vreți dumneavoastră? Ca un omagiu pentru fiul nostru. Nu putem construi și nu construim pentru nimeni așa ceva, a spus directorul. Dar unde vă credeți dumneavoastră? Plus că dumneavoastră habar nu aveți cât de mult costă o asemenea investiție. Gândiți-vă, doar universitatea noastră a costat o sumă enormă de bani. Și soția întreabă: cam cât a costat universitatea aceasta? Doar universitatea a costat... Vreau să ne gândim la valoarea banului, a dolarului, din anii 1800. Da. Da? A costat 800 de mii de dolari. Atunci erau bani enormi. La care doamna spune: doar atât? Dragule, se întoarce către soț și spune: cred că putem pleca și ar fi bine să construim noi o universitate, dacă domnul director nu vrea să construim aici. Și astfel că a luat ființă
Universitatea Leland Stanford Junior University. Aceasta este povestea Universității Stanford, care este o universitate de prestigiu din Statele Unite. Foarte cunoscută. Da. Impresionant. A disprețui omul. Cu ce l-a disprețuit directorul? Cu ce a disprețuit directorul? Prin faptul că nu i-a primit, doar pentru că erau oameni modești, dar oamenii aceștia aveau foarte mulți bani. La fel, mergem mai departe și îți spuneam că până să-l întâlnească pe Goliat, David se întâlnește cu două personaje, sau două persoane reale. Odată, Eliab, fratele mai mare, care l-a disprețuit de față cu ceilalți, dramatizând, făcând un atac la emoție și exagerând. Și al doilea personaj este Saul. Saul. Cine este Saul? Saul este împăratul ales de Dumnezeu. Poporul la un moment dat a cerut un împărat. Și l-au ales pe acesta, pe Saul, care era mai înalt decât toți, cu un cap, era frumos, venea din seminția lui Beniamin. Era un om, bărbat chipeș. Era un om cum trebuia, uh-huh, pentru funcția și rolul de împărat. Dar se pare că în această situație, nici măcar Saul nu credea în David. Oare de ce? Pentru că în momentul în care David a ajuns în fața lui Saul, Saul i-a zis lui David: nu poți să te duci să te baci cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil. Ce se întâmplă? Goliat venea în fiecare zi. Și în momentul când apărea Goliat, toți înghețeau. Și el a cerut o luptă, un fel de, cum se spune astăzi la noi pe stradă, parte în parte, el din partea filistenilor și Israel să trimită un luptător ca să se lupte. Doar că nimeni nu se putea măsura cu Goliat. Corect. David, o să discutăm despre Goliat, de ce nu se putea măsura nimeni cu el. Însă, David a fost singurul care, după ce a vorbit cu fratele lui, după ce a vorbit cu oamenii de acolo, ajunge în fața lui Saul, spunându-i, în fața împăratului: uite, vreau să mă duc să mă lupt eu cu Goliat. Și o să apăr eu onoarea statului. Atunci, Saul îi spune: tu ești doar un copil. Deci nu poți face față. Deci tot ce vede Saul în David, e un copil. Cumva îmi imaginez că l-a luat și în râs. Gen, cum speri tu să-l învingi pe Goliat? Da. Se întâmplă un lucru. Saul îi oferă lui David, în a doua instanță, o armură. Îi oferă nu orice armură, ci armura sa. Și spune: fii atent. Hai. Dacă tot insiști, du-te. Uite, măcar să fii îmbrăcat corespunzător. Și dă armura sa cu tot ce conținea aceasta. Îi dă sabia, coifă și mai departe. Doar că David nu se potrivea. Era cam slăbuț pentru acea armură. Nu știu, poate era mai scund, dar vorbim despre un bărbat înalt. Uh-huh. Mai înalt decât toți bărbații cu un cap. Despre ce vorbim? În primul rând erau mari. Dar e foarte interesant ce se întâmplă. În momentul că îl îmbracă în armură și apoi îi spune așa: Domnul să fie cu tine. În primul rând, lui David nu-i se potrivea și întrebarea este: dacă nu-i se potrivea, de ce i-a mai dat-o? Și dacă nu credea în David, Saul, de ce i-a mai dă armura? Pentru că unii oameni țin la imagine. Era blazonul lui Saul. Da, da, da. Dacă nu crezi, nu ești implicat așa de la distanță, dacă cumva iese bine, vezi? Da? Sunt astfel de oameni care țin foarte mult la acest blazon. Acum însă îl vezi pe David, care spune: știi ceva? Lasă-mă, nu mi se potrivește. Vreau să fac o paranteză. Ce bine ar fi dacă mulți oameni astăzi ar refuza anumite lucruri. Pentru că nu li se potrivește. Pentru că nu li se potrivește. Să spună: nu mi se potrivește acest job. Această funcție. Nu mi se potrivește această funcție, acest rol. Nu e pentru mine. Sau această misiune. Nu mi se potrivește această etichetă. Puneți pe altul. Nu. Sunt foarte mulți care astăzi acceptă armura lui Saul. Și mai este un lucru de menționat. Este foarte interesant că cel care îi dă armura lui David este Saul. Dar Saul este un împărat respins de Dumnezeu. Pentru că în locul lui deja David a fost ales ca împărat. Da?
E destul de interesant subiectul acesta. Dar Saul încă nu știa voia Domnului. Știa. Deci știa. Știa Saul. Și cumva spera să mai capete milă înaintea lui Dumnezeu. Știi cum e aceea când tu știi că nu faci bine și totuși cu ultimele sforțări încă mai faci ceva. Pentru că sper cumva să mai ai o șansă, măcar la finalul vieții, nu? Așa este. Ce lecții putem învăța noi astăzi din povestea aceasta? Până în acest punct, pentru că vom discuta mult mai mult săptămâna viitoare. Și am putea spune că aceasta este partea întâi a discuției pe câmpul de bătălie, unde David și Goliat se înfruntă. Putem învăța următoarele lucruri. De multe ori în viață, până să ajungi la miezul problemei, sunt alte războaie pe care trebuie să le înfrunți și pe care trebuie să le duci. Sunt alte situații care intervin de la oameni de la care nu te aștepți. Poți să fie chiar din casa ta. Și acești oameni, în primul rând, se folosesc de dispreț și de atacul emoțional. Și anume, te cunosc, mă, ești un mândru, ești vai de capul tău. Nu valorezi nimic. Exact. Uh-huh. Pe de cealaltă parte, însă, a doua tactică pe care o folosesc sunt exagerările și dramatismul. Fai de mine, da? Lasă că te știu eu pe tine și așa mai departe. Ai făcut asta și ai lăsat în urmă și puținele oi în pustie. Adică nu doar că le-ai lăsat acasă, le-ai lăsat și în pustie. Da. Am încheiat. Deci, războaie care intervin, situații care intervin de la oameni de la care nu te aștepți. Eliab, fratele cel mare al lui David, îl disprețuiește față de ceilalți. Cum să răspundem noi disprețului? Îi răspuns poate printr-o întrebare, printr-un răspuns scurt și apoi pleci de acolo. În locul în care ești disprețuit, nu te mai întorci. David frumos a știut să închidă ușa, a încheiat discuția frumos, i-a spus ce am făcut greșit. Doar am vorbit cu oamenii aceștia, am pus câteva întrebări și a plecat. Nu i-am dat alte explicații. De multe ori ne împiedicăm în explicații și în argumentare și, de fapt, din acea mică situație se creează un ciclon. Da. Sunt oameni astăzi care ne vor binele, dar nu cred în noi. Saul, îi voia binele, ia armura asta pe tine, dar nu credea în el. Și situația când i-a spus Domnul să fie cu tine, a fost doar de complezență. Sunt foarte mulți creștini astăzi care îți spun Domnul să fie cu tine, Domnul să te binecuvinteze, dar în mintea lor, lasă-mă că știu că nu o să fie așa. Și o spun doar de complezență. Și acele cuvinte nu au nicio valoare. Să ne ferească Dumnezeu pe noi să ajungem în situația în care să spunem aceste cuvinte doar de complezență. Barney, îți mulțumesc foarte mult. Abia aștept săptămâna viitoare să vedem cum continuă povestea lui David și cum a fost momentul în care David s-a întâlnit cu Goliat. Dragi prieteni, vă mulțumim că și în această zi ați ales să vă uitați la portrete. Sunt convinsă că v-am dat de gândit. Și povestea lui David este o poveste care cumva o regăsim în viața fiecărui om. Ți s-a întâmplat și ție să fii disprețuit și s-a întâmplat și ție să nu fii crezut sau să fii batjocorit. Ei bine, la Dumnezeu este scăpare, la Dumnezeu este confort, de aceea încrede-te mereu în Dumnezeu și fă ceea ce este bine în ochii lui Dumnezeu. Îți mulțumesc și până data viitoare, numai binecuvântări cerești. La revedere!